Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 1-14 februarie 2021. Etalare pentru Zodia Taur, ascendent lună în Zodia Taur. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum vom vedea care va fi tema principală, energia principală a citirii, a perioadei. Ce provocări vă așteaptă în dragoste, ce surprize, ce nu va mai fi în dragostea dumneavoastră, viitorul apropiat și ceva pentru persoanele singure. Și haideți să începem cu tema principală, unde avem regina de bâte. Posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de-a face cu semne de foc, berbecleu, săgetător. Iar unele situații vorbim și despre o rivalitate în dragoste sau despre o persoană care a intervenit în viața dumneavoastră sentimentală. Văd că aveți de face cu mai multe persoane, deci veți fi înconjurați, comunicați foarte mult. Cărțile tot vor să zboare de aici la dumneavoastră. Și avem Marele Preot. Aici ați ieșit fix dumneavoastră, care vă gândiți la dragostea cuiva. O dragoste, probabil între dumneavoastră și o persoană, văd diferențe de vârstă, între dumneavoastră și o altă persoană. Sau puteți avea de-a face cu o persoană căsătorită, sau poate dumneavoastră să fiți căsătoriți și să fiți într-o relație cu încă cineva, sau poate discutați cu o persoană din altă țară. Văd un nou început, e foarte posibil ca unii dintre dumneavoastră acum să începeți legătura, dar să începeți o poveste cu o anumită persoană, pentru că văd foarte multe discuții, o relație care se dezvoltă, aș putea spune, chiar dacă sunt momente în care nu sunteți încrezători în povestea aceasta de dragoste, cu toate acestea comunicați, chiar văd și întâlniri. În alte situații poate fi o persoană de la locul de muncă sau o persoană din grupul dumneavoastră de prieteni, pentru că ori cunoașteți pe cineva printr-un cuplu sau prin niște rude, dar văd întâlniri, v-am zis, foarte multă comunicare. Vreau să vă dau ce fel de vorbe sunt. De dragoste, pentru că vorbim de legături foarte puternice. Deci dumneavoastră în perioada aceasta veți pune foarte mult accent pe stabilitate, pe siguranță, pe relații de lungă durată, pe căsnicii, dar și pe noi începuturi. Văd și relații la distanță. Deci veți avea de-a face cu fel și fel de situații, cu fel și fel de persoane. Chiar și cu zodia Gemeni, aș putea spune, în unele situații. Haideți să vedem ce provocări vă așteaptă. Avem Regele de Monede. Vă doriți foarte multă stabilitate într-o legătură de dragoste, da, posibil să aveți de face tot cu un semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Provocarea următoarea. Dumneavoastră vă doriți angajament serios, vă doriți o relație serioasă și de lungă durată, dar persoana cealaltă vă trădează sau nu este de acord cu dumneavoastră sau nu acoperă cerințele dumneavoastră. Vă simțiți aici înfrânt, vă simțiți ca și cum numai dumneavoastră trageți pentru povestea aceasta. Deși văd foarte multă loialitate, sinceritate, devotament, să știți că dacă veți face față cu briu acestor provocări, da, să duceți totul dumneavoastră mai departe sau să trageți pentru relația aceasta, cu siguranță va exista reușită, pentru că aveți noroc. V-am zis, persoana aceasta vă este foarte fidelă. E posibil o altă provocare să bănuiți dumneavoastră de infidelitate pe persoana iubită să credeți că vă înșeală cu bună știință, dar să aflați că nu e chiar așa și aici lucrurile se vor rezolva, pentru că aveți parte și de unele evenimente imprevizibile, dar foarte surprinzătoare. Vă surprind într-un mod foarte, foarte plăcut. Ce surprize vă așteaptă? Avem 8-ul de monede. Posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți de face și cu semnul zodiacal berbec, pentru că în poziția aceasta și la zodia berbec a căzut 8-ul de monede. Vi se cere foarte multă prudență. Dacă vreți să aveți reușite, dacă vreți să aveți ceva frumos în dragoste, da? Rezultate, după multe eforturi depuse, rezultatele pot veni și sunt foarte sigure, da? De durată, văd semne de pământ, se pune mult accent pe siguranță, pe termen lung, dar vă trebuie și foarte multă prudență în relațiile acestea și vor veni, da, cadouri, poate schimbarea de atitudine a unei persoane cu care aveți dumneavoastră de-a face, poate fi și acest lucru. Vă îndrăgostiți, se îndrăgostește o persoană la care tot visați dumneavoastră de ceva timp, se înfiripă, da, o legătură cu un coleg de muncă sau cu o colegă de muncă, aș putea spune, dar și participarea la anumite evenimente parcă aduce așa o senzație plăcută sau sentimente foarte plăcute sau posibilitatea de a comunica mai mult cu persoana pe care dumneavoastră o iubiți. Poate participați la o aniversare, la o petrecere într-un grup restrâns, nu știu, și vă veți simți foarte bine. Poate fi vorba și de ziua de 14 februarie și atunci să aveți o surpriză foarte plăcută în dragoste din partea cuiva, din partea unei persoane pe care dumneavoastră o așteptați de foarte mult timp, sau nu neapărat persoana cât surpriza în sine. Dar va veni, trebuie să mai aveți puțină răbdare și să nu renunțați la legăturile respective, da? Pentru că aici poate fi și un test pentru dumneavoastră. Ce nu va mai fi? Gânduri, teama de necunoscut, teama de trădare, teama de nereușită sentimentală, stresul, da, necomunicarea, pentru că aici se pare că unii dintre dumneavoastră nu ați mai comunicat cu cineva și aici a apărut foarte multă tensiune. Ați căutat informații, v-ați interesat și apare o nouă cale. Trebuie să fiți ambițioși, da? Dacă veți fi, veți avea parte de multe reușite. Deci situațiile acestea negative, da? Neînțelegeri, îngrijorare, dezinteres din partea persoanei iubite, nopți nedormite, depresie și așa mai departe, lucrurile acestea, situațiile acestea nu vor mai fi, pentru că veți afla foarte multe lucruri interesante care vă duc pe o nouă cale, parcă vă luminează, parcă vă inspiră, parcă vă ambiționează că totul va fi bine. În viitorul apropiat avem regina de spade, semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici, la ceea ce nu va mai fi, posibil să aveți de-a face sau să fi avut de-a face cu semnul zodiacal pești, dar tind să cred că încă mai există o conexiune acolo, sau cu semnul zodiacal vărsător. Aici avem gemeni, balanță, vărsător. În viitorul apropiat aveți de-a face cu o persoană foarte încăpățânată, o persoană care merge pe traiectoria ei sau pe traiectoria lui, nu-și iese din... cum să vă spun, merge pe idei fixe, merge pe niște principii foarte exacte. Poate fi și o persoană foarte influențabilă și de aici să fie vorba de anumite obstacole sau altă situație. Dacă dumneavoastră veți avea de face cu o persoană încăpățânată, o persoană care este un pic egoistă, o persoană indiferentă, da, la sentimentele dumneavoastră, cred că aici poate apărea o problemă, pentru că vă cam chinuiți un pic să cuceriți această persoană sau să o atrageți, apare un impas, o problemă, nu știți exact ce să mai credeți, dar să știți că persoana aceasta este îndrăgostită de dumneavoastră și la un moment dat o să vă arate. Cred că în momentul în care o să vă simtă că nu mai puteți sau nu știți ce să mai faceți. În alte situații văd că aveți de-a face și cu rivali în dragoste, ceea ce am văzut un pic și în provocarea din dragoste, dar nu sunt niște rivali puternici, da? Sunt niște persoane minuscule sau neesențiale, pentru că le veți da la o parte. Și aici veți trăi o dragoste foarte frumoasă, pentru că văd îndrăgostire, întâlniri de seară, unde vă veți rezolva foarte multe probleme sentimentale. Poate fi vorba și de semnul zodiacal Pește în continuare, da? Haideți să vedem. Și pentru persoanele singure, noroc în dragoste, veți cunoaște pe cineva și vă veți îndrăgosti fulgerător. Poate fi un semn de apă, Rac, Scorpion, Pești, dar poate fi și un semn de aer, Gemeni, în Balanță, Vărsător. Veți cunoaște diverse persoane, dar unii dintre dumneavoastră vă veți reîntâlni și cu o persoană din trecut, pe care ați iubit-o foarte mult, posibil să fie un pic mai în vârstă decât dumneavoastră, o diferență oarecum mică, nu foarte mare, iar în alte situații parcă după o perioadă în care nu ați mai sperat că ați putea întâlni pe cineva, apare calea aceasta, dar trebuie să aveți răbdare. Pentru că chiar dacă vă veți îndrăgosti la prima vedere sau chiar dacă sunt șanse foarte mari să cunoașteți pe cineva în perioada aceasta, nu trebuie să vă grăbiți, da? Trebuie să analizați totul, să vedeți, este o persoană stabilă, este de viitor, are experiență, adică ce experiență de viață are, mai bine spus, a trecut prin greutăți în dragoste, știe cum e să fii rănit și așa mai departe. Veți avea parte de o conexiune foarte frumoasă, foarte puternică, dar, din câte pot observa, unii dintre dumneavoastră veți avea parte de relații karmice, adică de relații care vin în viața dumneavoastră să vă învețe ceva. E ca o lecție. Posibil ca persoanele acestea care apar să nu fie pentru toată viața. Vor fi temporar, dar putem vorbi chiar și de câțiva ani. Acum depinde de la caz la caz. Nu uitați că este vorba de o etalare generală. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!